Uite de ce o carte de dezvoltare personală nu o să te ajute să-ți rezolvi problemele. Și de ce mulți oameni își pierd timpul, dintre aceia puțini care mai citesc în ziua de astăzi cărți, își pierd timpul cu cititul cărților de self-help. O să zic în acest videoclip și dacă o să înțelegi această idee, o să salvezi foarte mult timp și o să ai și rezultate foarte bune în viața ta. Mulți oameni renunță la dezvoltare personală, la cărți de self-help, de psihologie, să mai citească, pentru că nu văd rezultatele pe care le promit acele cărți, nu le văd în viața lor. Și încearcă, vede că e greu, vede că nu se întâmplă nimic concret și atunci ajung la concluzia că își pierd vremea cu cititul și nu mai citesc, dar își pierd și încrederea în acest proces al self-help-ului, în coaching. Iată care este secretul și de ce, în general, nu recomand să faceți asta, mai ales dacă sunteți la început, și mai mult recomand să mergeți într-un program de mentorat, în care, în acel program, diferența este că ai un mentor care se ocupă de tine. Timp de 4 luni de zile mă ocup de fiecare om în parte, o dată pe săptămână, 2-3 ore live și discutăm concret pe problema pe care o are. Pe lângă cursul teoretic pe care îl primești și pe care tu îl studiezi și îl susțin și îl vezi, înveți partea practică. În ultimele 2 luni și jumătate ai 6 sesiuni de mentorat, deci practic 6 săptămâni în care beneficiezi de instruire practică, exerciții, teme, feedback-uri, primești răspunsul la toate întrebările, ești ghidat să obții rezultatele pe problema ta specifică. Pe când atunci când citești o carte, cartea se adresează în general la toată lumea. Încearcă să rezolve problemele tuturor. Și aici greșește o carte, un autor care scrie o carte, pentru că nu poate să fie pentru toată lumea. Pe când un program de mentorat este selectiv și intră în el persoanele care sunt potrivite 100% și care știu că vor obține rezultate. Pentru că de aceea există ședința de consultanță în care evaluăm să vedem dacă putem să lucrăm. Pentru că se poate ca persoana să n-aibă încredere în tine ca mentor sau se poate să nu ai tu încredere în ea ca și cursant, că poate să se țină de temele și de exercițiile practice pe care tu îi le dai. Și atunci nu o să obține rezultate foarte bune. Asta este diferența între a citi o carte și a merge într-un program de mentorat. Plus că, într-o carte, mulți se apucă să o citească și nu o termină. Da? Citesc 2-3 pagini, 10-20, după care se opresc. Nu termină, nu finalizează. Și o lasă acolo uitată pe raft undeva și poate nu mai termină niciodată. Într-un program de mentorat însă, în astea 4 luni de zile, ești obligat să fii prezent. Pentru că ești angajat în proces, ești supervizat și atunci trebuie să te prezinți, vrei, nu vrei. Și o să-ți și placă. Și atunci normal că vei obține rezultate. Asta este marea diferență. Deci încercați să nu vă mai pierdeți timpul, cel puțin la început, cu lectura. Mergeți într-un program de mentorat, pentru că acolo veți obține rezultate foarte bune și veți scuti o grămadă de timp. Și veți fi și împliniți.